Venirea pe tronul Imperiului Roman a împăratului Constantin cel Mare a însemnat pentru creștinism încetarea oficială a persecuțiilor. A mai existat totuși o ultimă zvâcnire a păgânismului muribund în timpul împăratului Iulian Apostatul între anii 361 și 363. În timpul acestui împărat a avut loc mărturisirea și martiriul Sfântului Preot Vasile din Ancira. De la istoricul bisericesc Suzomen, de altfel singurul istoric ce amintește de Sfântul Vasile din Ancira, aflăm faptul că încă din timpul lui Constantius, împăratul predecesorului Iulian Apostatul, Vasile era renumit pentru zelul său duhovnicesc. El s-a opus cu tărie ereticilor arieni, condamnați la acea vreme. Partizanii episcopului Eudoxiu i-au interzis să slujească. Venind pe tron Iulian Apostatul, adică cel ce s-a lepădat de creștinism, au început represaliile păgâne. Sfântul Vasile a fost predat de către o mulțime înfuriată de păgâni lui Saturnin, prefectul Orientului. A fost întemnițat și torturat să se lepede de creștinism. Odată cu trecerea prin Ancira împăratului Iulian în anul 362, torturile s-au intensificat. Ele au fost duse la îndeplinire de către Frumentius. Acesta a ajuns să jupoaie bucăți de piele de pe trupul Sfântului Vasile. În timpul durerilor crunte, Vasile cere în mod neașteptat întrevedere cu împăratul. Crezând că cererea lui Vasile era un semn de slăbiciune, un semn că va ceda, Frumentius, cel care l-a torturat, l-a adus în fața împăratului. Contrar așteptărilor, Sfântul Vasile judecă cu asprime pe Iulian și mărturisește plin de râvnă și curaj credința creștină. Văzând aceasta, împăratul s-a mâniat pe Frumentius și nu a dorit să-l mai vadă înaintea ochilor. După plecarea împăratului din Ancira, torturile au continuat și mai feroce. În mod special pentru a-l convinge pe Vasile să se lepede, împăratul a trimis la Saturnin pe Elpidius, trezorier imperial, pe Pegasius, fost episcop de Ilion, devenit preot păgân, și pe Asclepius, filozof cinic. Nimeni și nimic nu au putut clinti credința fermă a lui Vasile. Viața Sfântului, scrisă la scurt timp după trecerea la Domnul și cea din care s-a inspirat Suzomen, afirmă despre Vasile că vreme de un an și trei luni, mărturia sa a ținut credința vie și puternică în Ancira, împotriva decretelor imperiale filopăgâne ale lui Iulian. A trecut la Domnul pe 29 iunie 362. Prăznuirea a fost mutată pe 22 martie datorită faptului că pe 29 iunie este sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel. Apărător al credinței în fața păgânilor cu prețul vieții și mărturisitor al ei în fața ereticilor, Sfântul Preot Vasile al Ancirei reprezintă fără îndoială un chip aparte al sfințeniei mărturisitoare.